certificatul verde digital, ce mi se ne pare puteți o chestiune spune, normală. care sunt ultimele detalii de la Bruxelles? L-am votat, nu pot să vă spun ce am primit pe telefon și peste tot, numai urări de bine, mie, copiilor, părinților și la toți prietenii. Nu mă deranjează, dacă atâta putem, asta facem. Sunt obișnuit, sunt imun. Deci m-am vaccinat și m-am imunizat. Nu fac din asta, cum să spun, o chestiune de glorie. Oamenii trebuie să înțeleagă că este singura soluție. Așa o văd eu. Nu-mi luați, pentru că tot timpul discutăm. Eu nu vreau să mă vaccinez. Trebuie. Dar nu-mi luam mie posibilitatea de a mă vaccina și nu-mi luam posibilitatea, după ce am făcut lucrul ăsta, de a circula și de a intra într-o chestiune normală. Pentru că toți și cei care sunt vaccinați, să știți, și poate dumneavoastră știți mai bine, există încă acest sentiment de frică. Ți-e frică să te întâlnești cu cineva, ți-e frică să te duci. Fiindu-ți frică, lucrurile nu merg. Deocamdată încă sunt bani care vin și așa cum vin, și dar banii se termină. Deci trebuie să producem, să lucrăm și pentru asta avem nevoie de viață normală. Eu personal cred în certificat, în acest certificat verde, spuneți-i cum vreți, toată lumea crede. Nu cred că a fost inventat, așa cum spune cineva, doar pentru a se face turism. Dacă folosești și la turism, foarte bine, dar va folosi ca să ajungem la o viață normală. Și oamenii, în momentul în care vom trece de 60% vaccinare, ai 70%, asta pot spun specialiștii, nu spun eu, decât de ce știu și eu, în momentul ăla se va termina și cu certificatul și ești vaccinat, nu ești vaccinat, este ok, pentru că nu se mai pot produce lucrurile la care am asistat. E groaznic, mai ales să ai în familie și să treci prin asemenea lucruri.